Astăzi venim cu vești bune. În urma procesului care a avut loc pentru familia Băciovâh, Andrei și Dasha, Dumnezeu a dat biruință și copiii se vor putea întoarce acasă. Deși decizia a fost luată astăzi, copiii se vor întoarce acasă în câteva zile. Putem continua să ne rugăm ca Dumnezeu să distrugă această organizație demonică, Jugendamt. Familia Băciovâh, Andrei și Dasha mulțumește tuturor celor care au pus inima și s-au rugat. În 10 a doua 2023, Jugendamt a intrat abuziv peste o familie cu 13 copii ucrainieni și le-au luat toți cei 13 copii. Cel mai mare copil avea 16 ani, iar cel mai mic doar 4 luni. Vă rog să distribuiți această bună veste, în primul rând pentru a dovedi clar că Dumnezeu lucrează și în anul 2023, iar în al doilea rând să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Știrile Creștin Total, și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.com.